Salut și bine te-am găsit pe tutoriale video.Info, în tutorialul video de astăzi am să vorbesc din nou despre monezile virtuale Litecoin-Bitcoin. Și astăzi am să vă prezint următoarea problemă: cum minăm de pe același calculator cu două plăci video diferite. Am primit această întrebare cu ceva timp în urmă. Am studiat puțin problema. Nu este foarte greu uh, să minăm cu două plăci diferite. În cazul meu am pus într-un uh, mining rig o placă video 7950 și o placă video 7970 pe care am să vi le arăt cum le pornim cu un singur cug Miner. Uh, sub uh, Windows acest lucru este destul de... Complicat, puțin complicat, însă dacă folosiți Linux, setările pentru a uh, mina, să zic așa, cu fiecare placă diferit, adică la fie, fiecare placă video să-i oferiți uh, configurații diferite, este mult mai ușor. Însă în Windows acest lucru este puțin mai complicat, tocmai pentru că trebuie să oferiți detalii și să setați plăcile video în așa fel încât să ca pe care o puneți să fie caracteristică sau să coincidă la placa video pe care doriți. Eu am acest Zero World Coin, acest config, pe care am să vi și explic. Am să pun asta puțin mai jos, că noi vorbim despre această comandă și vorbim despre comanda kgminer.exe minus d, minus d fiind de la device, adică device 0, 1, 2, 3. Am să și pornesc ca să, ca să și vedeți ce se întâmplă. Vedeți, avem două device-uri, gpu0, gpu1. Ok, Acum mulți dintre voi o să zică, da, bine ne-ai prezentat asta, dar probabil că nu o să funcționeze și la noi. Da? Și eu am să aleg în felul următor. G, G minor minus D0, adică placa video numărul 1, salvez configurația și lansez din nou. Și o să trebuiască să primim da, mesajul cum că GPU1, adică placa video numărul 2, este offline, da? Vedeți că ea este off, nu funcționează deloc. Culerele se învârt, însă placa video nu funcționează. Această prima placă pe care eu v-am prezentat-o este placa video 7970. Bun, ce trebuie să faceți acum mai departe pentru a configura cum doriți placa, placa voastră? Da? Pentru început vom da din nou Cg minor minus d, spațiu 0,1 ca să pornească și placa numărul 2, din nou spațiu, introducem, introducem pool-ul unde dorim să minăm. Dacă dorim ca placa numărul 2 să mineze pe alt pool, introducem din nou o virgulă și introducem un alt pool. Și tot așa după fiecare... Uh, după fiecare uh, caracteristică sau după fiecare setare, da? Avem aici la minus I, adică intensitatea, da? Placa numărul uh, placa 0 va mina cu intensitate de 20, dacă pun o virgulă și introducem intensitatea de 17, salvăm placa numărul 2, adică placa 1 va mina cu intensitatea de 17. Da? Vedeți aici intensitatea, avem 20 și intensitatea 17. Da? Asta vreau să vă arăt. Ok, am să închid din nou. Dau din nou pe edit. Bun. Avem intensitatea, după care avem shaders, adică aceste setări sunt unice la fiecare placă video. Acum rămâne la alegerea voastră dacă îi faceți overclock la placă sau nu. Eu folosesc această setare foarte, foarte simplă Minus -i20 GPU fan la 65, adică să țină uh, acele culori de pe placa video la 65 de, la 65% din puterea lor ca să nu Facă foarte mult zgomot. Și intensitatea las 20 pentru că se împacă bine cu intensitatea 20. Voi trebuie să vă folosiți sau trebuie să vă găsiți configurația proprie la plăcile voastre. Eu v-am prezentat doar cum puteți să combina aceste plăci. În cazul în care aveți, să zicem, 0, plăcile 1 și 2 sunt diferite, din nou placa 3 este asemănătoare cu placa 2, atunci aici vom trece 0,1, 0,2 și la gâpul fan aici mai punem încă o virgulă și mai trecem o dată gâpul fan sau orice caracteristică sau descriere de aici de jos pe care am făcut-o. Okay, eu acum am să șterg aceste două și am să pornesc cu intensitatea de 20 ca să vedeți că funcționează. Da? Vedeți, acum, în partea dreaptă, sub acest quid, avem I20I20. I20. Mai devreme, când v-am prezentat, am setat la placa numărul 2, intensitatea de 17. Ok, atât despre cum putem configura două plăci video diferite pe același Mining Rig sau pe același calculator. În cazul în care aveți întrebări, comentarii, nu ezitați să ne contactați sau să ne scrieți. Nu uitați că dacă aveți nevoie de suport în a vă achiziționa un Litecoin mining rig, noi vă putem oferi toate detaliile de care aveți nevoie. Ne auzim în tutorialele video viitoare. La revedere!